Europa. Ok. Înainte de a face o scurtă prezentare a planului de acțiune al parlamentarilor Mișcării Populare, cred că sunt necesare 3 replici. Le-am mai dat și la Brașov, dar nu prea am avut succes, așa că... Să nu prea s-au preluat. Sper să preia aici. Probabil am fost neclar în exprimare, ceea ce rar mi se întâmplă. Da. Prima reacție este legată de poziția exprimată de domnul senator Câțu de la PNL. Și, repet, nu este o reacție ostilă, dar este un punct de vedere pe care vreau să-l clarificăm din punct de vedere al PMP-ului. Domnia sa a lansat ca variantă reducerea subvențiilor pentru agricultură în așa fel încât să se creeze resurse la nivelul Uniunii Europene pentru crearea armatei europene. Partidul Mișcarea Populară respinge categoric o astfel de abordare. În primul rând, politica agricolă comună a adus fermierilor români șansa de a supraviețui. Deci nu spun de a trăi bine, ci de a supraviețui. În al doilea rând, noi nu suntem adepții formării unei armate europene. Din mai multe motive. Și această poziție o vom exprima în Parlamentul European. Vom încerca să strângem și alte partide care să aibă aceeași poziție. Adică să nu creăm armata europeană. Iată motivele. 22 de state ale Uniunii Europene sunt și membre NATO. Ceea ce înseamnă că 22 de armate din Uniunea Europeană au resursele militare în sistemul de planificare NATO. Ori, a le retrage din NATO și a le replanifica într-o armată a Uniunii Europene este o mare greșeală. Ideea că o armată a Uniunii Europene, independentă de Statele Unite, așa cum o proiectează domnul președinte Macron, este neviabilă. Chiar dacă, spre exemplu, pentru anul 2017, bugetul armatelor Uniunii Europene a fost de 220 de miliarde de euro, în timp ce bugetul Federației Ruse pentru apărare a fost de 61 de miliarde de dolari. Deci, Uniunea Europeană a avut pentru armatele proprii de 4 ori aproape mai mulți bani decât a investit în propria armată Federația Rusă. Cu toate acestea, situația de putere militară este net în defavoarea unei armate a Uniunii Europene, pentru că o armată europeană nu poate asigura echilibru nuclear. Singura țară care poate asigura echilibru nuclear cu Federația Rusă este America, Statele Unite ale Americii. De aceea eu consider neviabilă o armată a Uniunii Europene desprinsă de
colaborarea cu Statele Unite. Mai mult, se acreditează tema falsă că armata ar fi complementară cu armata NATO. E un ridicol mai mare în analiză decât această formulare, n-am văzut. Cum să fie complementară? Armata este o organizație ierarhică.